Salariații din instituțiile și autoritățile publice vor beneficia până la 30 noiembrie 2018 de indemnizație de vacanță sub forma de vouchere în cuantum de 1450 de lei pentru fiecare salariat, potrivit unei hotărâri de aprobare a normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență privind acordarea voucherelor de vacanță. Acordarea voucherelor se face în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate potrivit legii fiecărui ordonator de credite. Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport de hârtie respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie sau electronic după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajatori se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul institu publice acestea se suportă de la alineatul alte cheltuieli cu bunuri și servicii al articolului bugetar alte cheltuieli de la titlul bunuri și servicii. Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acesta și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul să-și aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice, cuantumul acordat salariaților sub forma voucher de vacanță se stabilește de către angajator proporțional cu perioada de exercitare, a raportului de servicii sau durata contractului de muncă într-un an calendaristic. În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatori unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază sau după caz de fiecare angajator proporțional cu timpul acordat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.